Modelul Andreea Podărescu a revenit cu un mesaj nou despre starea de sănătate a fiului ei, care se află internat la terapie intensivă. Andreea Podărescu a revenit cu vești bune. Dacă în urmă cu 2 zile, ea implora divinitatea să-i cruțe băiețelul, de data aceasta a avut un mesaj plin de optimism și de speranță. Se pare că Anthony, fiul Andrei, a depășit perioada critică, iar acum se simte ceva mai bine. Vițelul contactase un virus extrem de agresiv, iar primele 48 de ore de la internare erau critice. Andreea Podărescu a negat că băiatul ar fi avut leucemie, așa cum s-a scris în presă. Andreea Podărescu, în defericire. Pentru prima dată, după foarte mult timp în viața mea, în defericire. Da. Fericire, dacă se poate spune asta, de pe un pat în spital și cu copilașul încă la perfuzii. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul meu pentru toate gândurile voastre bune, rugăciunile către Dumnezeu, și tot sprijinul pe care mi l-ați acordat, fiecare în parte. Nu am putut răspunde tuturor, de la sine înțeles de ce. Pentru Anthony, cele 48 ore au fost critice și decisive, pentru mine au durat 10 ani din viața mea. Dar nu mai contează, Dumnezeu a făcut o minune pentru acest copil bun și iubitor. Băiețelul a ajuns la spital cu o bacterie agresivă. Am ajuns la spital cu o bacterie care îi putea fi fatală, însă prințul meu a învins. Pentru că este puternic, pentru că suntem puternici, și pentru că Dumnezeu iubește îngerașii, copilașii trimiși de către El. Fiți binecuvântați cu toții și bunul Dumnezeu să vă întoarcă toate gândurile bune, înzecit în minuni în viețile voastre. Pentru mine și Anthony s-a întâmplat o minune pentru care m-am rugat și iată că acum pot să-mi îmbrățișez fericită copilașul meu, care a suferit enorm în ultimele zile. PS. Nu mai puneți în presă diagnostice fatale. Nu a avut leucemie. Mulțumesc! Toate mulțumirile sunt pentru voi toți, și nu în ultimul rând pentru cei mai buni medici de la spitalul, unde am fost și sunt în continuare internată. Te iubesc, Anthony. Minunea vieții mele. Ai ascultat-o pe mami și ai fost puternic, a scris Andreea Podărescu pe contul ei de socializare.